Facem trei de copureți buni. Cu frecvență de 120 de minute, urmat de 2 pară. Am văzut la urmă care și toate lucrurile se face în Hai că nu ești în stare. Așa. Măsurăm întâi jumătatea sternului. Sternul este osul ăsta care e în limba asta. Cum îl lăsăm? De la perpendicular pe toracii de pacientului și vom face trei de compresori cu o frecvență de 120 de minute. Noi avem o regulă. 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12. El e mai puturos. Nu, și-a revenit victima. Și-a revenit, și-a revenit. Deci știți că au fost atât la absolut de semn. Noi vă arătăm cum se face. Facem hiperextensia capului din nou. Adică, tragem capul în spate. Asta nu trebuie să... Că... Și gura noastră trebuie să cuprindă gura pacientului. Și Fabian. Și suflăm de două ori. De ce nu am făcut revizia mai tot? După ce am terminat cele două insuflații, facem din nou 3 de compresie. Cât timp faci? 30 de secunde. Cum faci? Cât timp faci? Nu, e pentru că erau posibil. Nu faci să văd și trebuie.